Accidentul a avut loc la ieșirea din autostrada A1 către Pitești. Șoferul camionului a mers cu viteză și a ratat intrarea către municipiul Pitești. A dat înapoi fără să se asigure și a fost lovit în plin din spate de un tir. În urma impactului extrem de violent, camionul a fost aruncat în față, iar tirul, a cărui cabină a fost complet distrusă, a blocat autostrada. Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au ajuns la fața locului. A dat cu dubița, a dat înapoi. Felanul a observat că de înapoi. E blocată pe amândouă sensurile. De fapt, pe sensul spre București. Din cauza accidentului, traficul dinspre Vâlcea către București a fost complet blocat. S-au format cozi de câțiva kilometri, asta până când polițiștii de la A1 au deviat traficul prin Pitești sau spre București pe DN7. Am intervenit pentru scoaterea unei victime care nu putea fi scoasă de către colegii de la echipajul timp. Era încarcerat... destul de rău șoferul? Nu, nu a fost, intervenția a fost efectuată foarte repede, deoarece nu a fost prins între fierele compresionate ale autocamionului. Ambii conducători auto sunt răniți. Șoferul tirului are traumatism craniofacial, iar cel al camionului a fost transportat la spital în stare de inconștiență.